publicate, da? Da. Bună ziua, dragi mei, bun găsit la Întâlnirea cu Prof Online. Ne aflăm la supină de nou și iată Radu. Radule, bine ai venit la Prof Online. Bine v-am găsit. M-ai sunat ieri? Da. Să știi că eu ți-am dat răspunsul acela care ți-am dat, dar nu mai rețineam exact că tu astăzi o să vii neapărat. Ai văzut mai și găsit la lucru. Dragilor, pe scurt vă zic, el e de undeva dinspre Piatra Neamț. Piatra Neamț, da. Dumbrava Roșii. Dumbrava Roșii. Și el are o problemă. Că spune, zice, așa sunt din necăjit un profesor. Zic, ce s-a întâmplat? Cum? Am și eu o problemă. Puteți mi-a sigura, acordați câteva minute să-mi de vorbă? M-ar parcă te-și aud acum vorbind. Și că ai o mână de albinuțe într-o familie și alta pe o ramă sau două în altul sfârșit și numai că în genunchi ai stat în fața lor. În genunchi n-am stat lângă el, ca să poată să se... Să se dezvolte și el. Și ce se întâmplă, ce de făcut? Sigur că orice agricultor care l-ai mai consultat s-a spus, nu mai ai nicio șansă. Fiecare mi-a spus părerea lui și au fost toate păreri diferite. Nu m-am înțeles cu niciunul. Acum, sigur că trebuie luat de la zero. Cam asta ar fi ideea. Însă acum, eu, așa am făcut întotdeauna, nu știu dacă ai văzut ultimul filmuleț, au venit la un moment dat doi tineri. Cei doi care ea era nevăzătoare? Asta. Am văzut-o. Ai văzut filmulețul așa. Da. Mă bucur că l-ai văzut. Trebuie să spun că m-am cutremurat, mai ales că toată ziua a stat lângă mine ea. Am transvazat, am pus stupii aceia lor în sfârșit. Și m-am cutremurat câtă voință, câtă dorință de a face ceva concret. Cu ochii sufletului ea vedea toată stupina. Dar nu vedea deloc. Dar cu ochii sufletul putea să vadă și era cea care l-a ajutat pe bărbat. Da. Da? Ea îi spunea, zice, ai grijă acolo să urmărești, nu știu ce, nu știu cum. Ce să urmărească? Dar cu ochii sufletul, repet, așa zesa sub Dumnezeu. M-am bucurat teribil de mult și acolo, și când am auzit că tu ești un tânăr la 20 de ani, parcă spuneai. Da, 20 fac în iunie. 20 fac în iunie, da. Am zis, neapărat trebuie să te ajut. Că asta e singura mea dorință. Să pot ajuta pe cei care se află în suferință și care au greutăți într-un domeniu sau altul. Pentru tine era un problem foarte important asta. Și atunci varianta care am găsit-o a fost aceea să-ți propun să cumperi niște rame cu puiet. Ei, trebuie să zic că asta e soluția pe care o văd eu acum și cum m-ai și prins într-un moment foarte favorabil, eu nu-i sta pe gânduri să-ți dau și două boți de schimb liniștit. Vă mulțumesc din tot sufletul. Deci n-am cum. Nu te pot lăsa pe cele două, așa. Acasă te duci cu două, trei boți de schimb de liniștit. Noi am recoltat aici, erai tu, ai venit și tu când ai văzut aici că am recoltat. Și acum urmează să facem o chestiune. Împreună să-ți povestesc ceva. Eu stup acum, a ajuns la niște facilități enorme. În momentul de față, câțiva dintre biostupii am folosit ca mulțitoare. Să vezi ce treabă deșteaptă am. Și împreună să vedem dacă măcile s-au prins, dacă sunt măcile, dacă nu, plantăm bot și din nou să urmărim exact ce s-a întâmplat aici. Despre ce este vorba? Biostupul l-am împărțit în trei, în față. Da. Trei. Pentru ăsta este pe rampa asta de zbor. Asta din față am dat-o în două, da? Și i-am asigurat și ăsta de aici, din spate, din mijloc. Rampă de zbor. Rampă de zbor. Ăsta din buzunărel, care avea șase rame, mi-am pus o diafragmă și o scoate un pic de tot ăsta de piet. Da. Da? Iar celelalte 3-4 sunt în spate. Și acum, aș vrea să încercăm să vedem dacă aici s-a împerecat matca. Deci aici parcă era o matcă mai de timpurie, mai de mult, să vedem dacă a ieșit la împerecheat, dacă... Da. Tu ai ochii mai buni, ridică tu rama, faci un prim antrenament, știi bine dacă... Ei, nu m-a înțepat. Dacă te-a înțepat... Stai secundă. Să mă înțepi. Da, stai secundă. Ai și verigheta, da, trebuie scoasă. Să o dau jos. Neapărat. Neapărat, pentru că există riscul să înțepe și eu am tăiat multe verighete. M-a prins așa pe moment și acum nu mai port. E singura chestie. Care am luat decizia care am luat-o să nu mai port la stupină, știi? Când se umflă și acolo, da, cu cât strânge mai tare, mai poate tare se umflă. Mai tare. Da.
Acum o să mă uit eu, fac eu treaba asta ca nu cumva să te mă începe. Tu ai și de condus, n-ai mănuși acum pentru început. Să fac mâna, uite așa, da, da. Pentru început. Da, te-a ciugulit. M-a ciugulit bine tare și în vârful degetului. Așa. Azi mă faci. Stai să mă duc să iau mănușile că... Du-te, du-te, dacă ai mănuși, ieți-le că... Nu ești obișnuit și... Te uiți de departe la ele, turmă. Da, căutăm măscuța să vedem dacă s-a împerecheat. El nu plânge, dragilor, este semn că ar fi mata. Deci, faptul că nu plânge, este un semn că matca există. Altfel ar fi trebuit să plângă. Unde o fi, unde o fi, unde o fi? Aș putea să risc să-i bag o botcă, dar dacă o are o roade, știți bine ce se întâmplă. Deci, iată, asta care bate din aripioare mă anunță că matca eventual a ieșit, a plecat la zbor și uite, ăsta este semnul că el începe să plângă, o caută pe matcă, vezi? Uite, asta care adică așa din fund și bate în aripi, este semn că vrea să plângă, dar când el își pornește și constată că nu are deloc, e convins că nu mai are, nu mai vine, atunci plânge toată albina. Deci toată albina e în alertă. Așa că ce-i facem noi aici la asta? Păcăm o botcă, nu? Da. Deci asta e soluția când ai botci. Eu asta vreau să spun, că facem o verificare și constatăm care are matca, o are de foarte bine, care la care nu, venim cu o botcă. Da? Deci ne-am uitat, nu are... Deci nu are matca, bă, chiar începe să plângă mai mult albină. Deci este semn că nu. Aici au pornit în disperare de cauza, zis, hai să creștem noi o botcuță, dar cine să facă treaba asta? Nu sunt ouă proaspete, da? Și nu are cum să pornească. De aceea, având botci la schimb, imediat plasăm una din botci. O botcuță, iată, ne asigurăm să fie de calitate, a stat, spuneam ții mai devreme, să stea la căldurică. Da. Dacă stă o clipă și un pic de curent, gata, e pierdut-o. Botca se plasează între două rame, da? O să urmărim dacă iese matca corect. La mișcări bruști sau dacă așa, se desprinde legătura aceea de cuptișorul, da, din fulcurana. Da. Și riște s-o pers. Deci de aceea trebuie să fim foarte, foarte atenți, foarte atenți la toate, la momente când manevrăm botca. Așadar, aici am constatat că noi. Hai să ne ducem acum și în nucleul din... De lângă. Deci care iese pe gâtul ăla de piept. De fapt, asta e zona, ramei clăditoare, știi? Și există două ghidaje la zona rama clăditoare. Un ghidaj care este aici undeva și pe urmă e numai rama clăditoare, urmând ca 5 rame să fie pentru familia din buzunarel. Și mai are un alt ghidaj, iată, eu mi-am permis acum să merg pe al doilea ghidaj și să pot valorifica și acest spațiu. Ca să poți înmulți 5 mătcuțe aici, da? Da. 3 în față și 2 în spate. 2 în spate. Așa. Deci iată-l pe acest biostup transformat în înmulțitor. Și posibil, deci vezi facilități foarte multe. Am și văzut-o pe asta. Este pe aici undeva. Da, nu acolo, știu. La degetul meu. Da, ai văzut-o, da, și tu. Da, da. O punem repede la loc ca să nu cumva să zboare. Da, nu e împerecheată. Nu e împerecheată, sigur. Așa, dar există. Asta e important. Există. O punem la locul ei. Nu, n-am, prietenilor noștri nu le-am arătat-o, pentru că mi-a fost teamă să nu zboare. Ea zboare foarte repede acum. Da, pentru că este ușurică. Da, 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 da. Deci mi s-a întâmplat și când eram perecheat, ouă, și mai ales astea tineri, ca să viguroase, o putut zbura, mă. Și m-am dă-o zburat undeva și o căză pe iarbă, adică s-o desprins. Să o prindeți? Am prins-o, da. Da, și aveam niște... Eu nu respiram în timpul ăla. De emoții și de...
trese așa, zic, cum se perdomat că acum a ajuns acasă, venit de la împerecheat ouă și eu să fiu așa de neatent. Acum am luat și nucleul ăsta. Asta văd că e pe două rame. Dar stă bine, e important că se împerechează o matcă, dacă există. Deci dacă există, dacă nu există, îi băgăm vodka. Da? Ce-am mai următoarele, aici în al cincilea spate am pus matca care împingea lucrurile spre schimb liniștit. Ca ea să-mi producă bocile. Da, da. Da? Și eu când am nevoie, acum duc o vodcă de acolo. Da. O să vezi imediat la următoare. Ce sunt foarte curios este să văd dacă și-a mai menținut tendința de schimb liniștit. Că băgând-o într-un spațiu mic, știi, ea a fost semnalată și a fost convinsă că nu face față când era în stupul mare, da. În spațiu mare. Acum, dacă am băgat-o în spațiu mic, n-am mai văzut-o. Nu știu exact dacă și-a mai menținut tendința de schimb, dacă a mai crescut boci sau nu. O să văd în data asta. Și iată, uită și rama la rama următoare, să vedem dacă matca există. Pe fața mea nu-i, dar la tine vezi, există. Deci nu o vezi. Dacă nu o vezi, vedea ea merge fiind... Da. Uite, este aici. Am văzut-o, bă, da. Gata, nu mai lăsăm, nu ne mai uităm prea mult. Am văzut că albina s-a agitat așa și o supraveghea să nu cumva să plece. Este acolo, da, nu... Am văzut, am văzut. Ai văzut-o și tu, da? Da, 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 da. Este, clar. De fapt, ne dăm seama că nu plânge. Știi, comparativ cu cea din spate care am văzut-o, unde plângea, ăsta nu plânge. Deci o avea și era foarte frământat ca nu cumva să zboare, să întâmple ceva. Sau să o lovească, deci, o apăra. O apăra, da, da. Albina era în alertă de gradul 0, să zic așa, da? Și acum, dăm pe așa sau altă și iarăși vedem dacă avem matcă sau nu. Știi că ideea cu lucrul cu folie, am avut-o tot eu. Deci în țară, așa, când am, acum vreo 8 ani am plecat cu folie, toată lumea zicea, băi, nu se poate cu folie să lucrezi, pentru că se sufocă albina, care-i povestea? Apropo de spuneai tu, fel de păre. Ei bine, profesorul Lazar de la Iași, care predea zootehnia la... care predea apicultura la zootehnie, o spune, băi, ăla nu e sănătos la cap, băi, cum se pună să cu folie, băi, n-am mai văzut nimeni de atâta vreme când se face apicultură, cum se lucrează cu folie. Să vezi, s-a populat mai bine, s-a orientat albina în partea asta și are albine destul aici. Ba mai mult, o dat și da drumul să crească făgurel, vezi? Așa se face ele. Dar numai de trântoare. Deci ele nu cresc decât atunci când au nevoie și matca a început să ouă. Da. Dă drumul la făgurelul de... Dar ăsta e numai făgurel de trântoare. Ce facem noi acum este următorul lucru. Să-l lăsăm undeva. Uite, o să pun, știu că e posibil să fie matca, și am greșit. Că da. Dacă e matca cumva pe între albina asta de aici, și-o pun acolo între celelalte, trece pe așa și am pierdut. Așa că eu pot să o pun și lateral aici, ușor, jos. Sper să fie, nu fie matca aici, și să fie pe una de ramele astea. Dacă aș avea pe... încă puiet de ecluzionat, i-aș da vecinului. Scuturăm rama și dau vecinului puiet neecluzionat. Da? Adică puiet căpăcit. Și atunci ăsta se poate dezvolta foarte frumos. Deci el are suficient albin acum, da? Da. Chiar mai multe decât ar trebui. Eu am numai atât, vreți să vă arăt? Așa. Atât. Așa? Tot într-un stoc. Da, atâta, și o mână de albine. Da, din numer. Din numer, da. Da, da. Da, acum când îți voi da... Numai pe parte. Am înțeles. Numai pe parte? Numai pe parte. Deci cât v-am arătat numai pe parte. E parte și altă goală. Nu e goală. Am înțeles. Dar matca este acolo, nu? Păi ceva nu... Da, ceva este nu... acolo și ouă. Ceva nu e în regulă acolo. Da, 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 da. Ceva nu e în regulă acolo.
De ce a ajuns el așa de a luat-o înapoi și nu, nu l-ai strâns, n-a avut căldură, ceva nu e în regulă, să știi. Acolo, ori varoa te-a dat peste cap, ori ai greșit tu că n-ai strâns, să strânge la maxim cu putință, da. La o ramă se strânge. De ce stai tu cu două rame? Când acolo ai o singură ramă. Eu am zis că e pun două rame, că iau ouă între ramele alea două. Nu, spațiu gol acolo. Nu, acolo ouă. Am înțeles, dar spațiu e de acoperit cu căldură. Da, de unde e căldură? Da. Așa o strângi la o singură ramă. Ramea unic stă albină atât. Da. Așa se strânge. La perete, undeva lateral și cu asta e terminat-o. Așa. Deci, n-am văzut marca, dar Albina e liniștită, nu plânge, da. E semn că o are. Deci eu simt că o are. Probabil că o să o vedem pe rama cealaltă, să sperăm. Iar dacă nu o văd, că e mai cam mult albină, nu sunt supărat dacă nu o văd, pentru că mai mult ca sigur o are. Da. Și acum să vedem și pe asta. Nu o vedem, dar e foarte, foarte liniștit. Poți fi pe... Unde? Nu, una e pe... Indică... Nu, indică sursă de cules. Da? Uite, dansează. Da. Da? Când dansează, face așa, indică sursă de cules. Ele nu au obligații pentru creșterea puietului și atunci sunt preocupate de cules. Așa. Și se vede că aramele sunt încărcate, deci... aici. O mai iau o dată la mână, dar nu-i deloc stresat. E liniștit, de parcă l-avea noaptea care o urez, deci așa ne dă înseamnă. Se scoate. Cu cât lucrez mai ușor, mai lent, deci nu agresez, nu bruschez, cu atât ai șanse să ai rezultate frumoase. Da. Deci, nu o vedem. Ea știi că merge pe deasupra, da, fugi. Da, știu. Asta ne împerecheată. De aceea și Albina e după ea, deci să nu cumva să fugi, o mai agață de picior, ca nu cumva să rămână fără ea. Da? Dar aici, aș putea de liniștit cum este, asta e sentimentul meu, că o are. Și unde poate să fie? Ia mai uită-te și tu atent, pe partea ta, eu mă uit încă partea mea. N-o vezi. O să iau și editorul. Eu, ca să vă știți ce fac, vorbesc și spun. Hai bine să te văd. Da, ieși la suprafață. Și ies la suprafață. Sigur că da. Dar apropo de asta, cum spuneai, le cânți, atâta dragoste. Trebuie să manifeste, pentru că numai cel care iubește Albina este în stare să plece pe drum acum, după câteva rame cu puietul, cum ai venit acum la Bacău, de la Piatra Neamț. Te-ai pus pe drum pentru că vrei să ne salvezi. Și tu, probabil că urmărind filmulețul mele, ai descoperit și m-ai convins că ai urmărit, pentru că ai văzut filmulețul cu Roxana și cu Ionuț, da, cei da, doi, da? Da? Și ce spus? El este omul care mă poate ajuta. Și eu ți-am oferit această posibilitate să... Acum, aici, pun... poate să fie pe aici, sigur că da. Dar băgăm tocmai din acest motiv, băgăm repede în stup. Iată cum se mișcă pe aici, pe undeva, vezi că merge mai iute un pic albina. Da. E posibil să fie pe aici. Nu stăm prea mult cu ea, că... Dacă îi și... Imediat și m-a lăsat cu ochii în soare, știi? Așa. Acum, vezi, cauți să nu strivești nicio albină. Da. Cât lucrezi mai ușor și nu strivești nicio albină, ai șanse să nu te înțepe deloc. Dar dacă tu ai bruscat-o un pic și ai omorit o albinuță,
Ai, Doamne, imediat sar toate celelalte și vor să salveze și, și să agită și te înțeapă și așa mai departe. Mirosul pe care îl are Rodegazia ca al vinuței moarte. Iată, acum, cât de simplu este, da? Cât de simplu este când am închis la tine cu capace, cu capac, cu mai prins o albine. Ziare. Da. Da, și nu spune, așa cum am produs biostucul acesta, multe lucruri, oriunde Dumnezeu mi-a pus în minte, în legătură cu, cu lucrul acesta la apicultori, încât să avem rezultate cât se poate de bune. De aceea revolta e foarte mare din partea multora. Deci, băi, dar noi cercetăm de an de rând, suntem combinatul apicol și mai departe. Cum mă, profesorul ăsta de matematică a ajuns el la, la chestia asta? Deci dispare tuturor locuri de neînțeles. Un fenomen. Da, un fenomen, da, așa este. Ei nu pot să creadă că toată asta mi-a pus-o Dumnezeu în cap. Pentru că o știu Dumnezeu că eu voi ieși la răspântei și voi vorbi tuturor. Așa se face că am dat drumul la, imediat la blogul acesta de Atrofon Online și toate noutățile care le-am, le pun acum. Te-ai gândit tu că vom face și un filmuleț acum? O te-ai gândit? Nu. Nu. Da, eu abia am așteptat, imediat când ți-am zis, vrei să facem un filmuleț, pentru că cu ocazia asta, prietenii noștri, tineri ca tine, care sunt atât de, de, de interesați să facă și ei o activitate, să, să înceapă ceva, au nevoie de informații. Nu poți face. Dacă nu ai informații, ai văzut, unii spun într-un fel, alții spun într-un fel, dar niciunul nu se lasă filmat cât să-ți arăte concret cum lucrează acolo. Foarte, foarte puțin. Cei mai mulți apicultori fac așa, când te apropii de el, închizi stupul. Deci așa fac. Să nu cumva să vadă cineva ce face el acolo. Că el ce are acolo e secret, nu mai știe altul. Adică trebuie să te duci în mormânt cu informații. La noi suntem vreo 15 care au stupi. În, în sat? În sat. Da? Foarte frumos. Dacă nu știu, 20, cred. Uh-huh, uh-huh. Tot de la părintele câțiva părniți. Da? Tot așa. Da. Da. Cum... Deci dragostea de la părintele de acolo da, o pornit. Da, da. Da, frumoasă chestie. Părintele știe de mine? E povestit? Nu i-am povestit, doar l-am întrebat ce părere are despre dumneavoastră și da, spus... știe că există Profon Online? Da, da. Știe? Da. Da. Și i-am spus și el a zis că... Na, unui om care, exact așa mi-a spus, unui om care îi place să facă un lucru, îl reușește. Atât am spus. Așa, da, da, frumos spus. Deci când... Când unui om îi place ceva să da, facă, da. Reușește să-l facă bine. Da, da, da. Când faci ceva cu dragoste și ceva ca să rămână în timp, îți reușește, fără discuții. Asta presupune mult sacrificiu. Jertfă, da. Deci în stare de jertfă trebuie să fii tot timpul ca să poți să reușești, să fii cuplat acolo la... Da, este mărcuța aici. Neîmperecheată, nu? Neîmperecheată, da. Toate sunt împerecheate, că acum vreo 2-3 zile am separat. Plasat boci? Deci, acum vreo 3 zile am plasat boci. Și am împărțit în 5. Ea acum trebuie să se convingă că totul este în regulă, că nu mai există nicio adversară. Da? Deci trebuie să iasă ultima celulă, dacă mai este de cu albinuță. Încă ea, deci s-ar putea de acolo să apară o dușmancă. O rivală de-a mea și eu nu sunt de acord să pot pleca la împerechere. În primele 8 zile trebuie să fie, da. Să se producă împerecherea, pentru că atunci este perioada optimă. Cea mai prietenă. Da, cea mai optimă. Da. Și acum am văzut pe asta. Mai vedem încă unul, apropo de biostucul folosit la înmulțire. După care merg și caut să dau. O secundă, numai o secundă trebuie să la, spun și... Dă-mi înapoi. Stați. Așa. Așa.
dată când începe, poate mai devreme, dacă nu timp pe șase, le voi pune mere cristalizate. Dar acum este, procedează. Da? Deci acum este un pic București, nu e nevoie. Dar mere cristalizate stimulează foarte tare dezvoltarea nucleonului. Nu siropul. Siropul uzează și el n-are cine. Adică cine să nu înlocuiască albina? Albina îmbătrânește și atunci el se epuizează foarte repede. Așa. Vezi? Deci l-am rezolvat. Acum hai să ne mutăm la asta. Că aici am retras Marte în spate. Bătrâna. Am sesizat-o că este în schimb liniștit. Și știu că am prins. Și acum vreau să văd. Nu mai intrăm în fața acolo, dar vreau să văd ce s-a întâmplat cu ea. Ea mai menține... Deci trebuia să mai pun o ramă, vezi? N-am mai avut... S-a făcut de clădiri. Da, sigur, pe care o să faci, sigur. Și mai menține tendința de schimb liniștit? Sau, fiind pe spațiu strâns, mic, spune, eu fac față, care-i povestea? Da. Da? Deci aici e întrebarea care mi-am pus-o. Și vreau acum să vedem, chiar în film, dăm răspunsul. Prin exemple care le am aici, că toate de aici încolo au marca bătrână aici în spate. Ia ouă, îi feresc, are în continuare. Dar să vedem dacă mai avem bătea. Aici e bătcuțe, da. Deci este o bătcuță. Aici una. Da, aceea. O și mulgem acum, o și culegem. O punem așa ușor. Și sper să o desprindă. Mă luat caterul. Caterul e mai bun, e drept, dar ia dumneavoastră tu, te rog. Dacă aici. Prinde, da? Aici. Dă-mi-l acum. Că are lama mai subțirică. Să știi, mai bine. Să știi că... nimic nu e mai adevărat, să spunem așa, ca evoluția unei viitoare mătcuțe, decât dacă e forma asta naturală în botcă, crescută de ea, cu cutiile, gentă, nicote, care sunt folosite așa, unde nu poți să știi, dar cât pornesc o parte din ele, pe altele abandonează, nu-i lepteșorul cantitatea drămuită cum trebuie. Deci nu-s performanțe. De aceea eu m-am hotărât să folosesc partea asta naturală, cu creșterea boților. Biostocul mă oferă o șansă imensă. Vezi tu, în momentul de față, uite aici au crescut făgurea. Da. Ce trebuie să facem? Să-l luăm. Da. Uite aici. Și mai este încă unul. Și aici o să încerc să pun o... Păi facem așa, trebuie să-l luăm, nu-l putem lăsa așa nu la jos. Lăsa, acolo, da. Pentru că atinge. Câtă perfecțiune, câtă precizie construiesc ele făgurelul ăsta. Este extraordinar. Și cum îmi schimbă șublerul de la o... De construcții, dar de la... Atingi, iar vezi să loacă. Să nu atingi pe... Să nu atingi albina, că s-ar putea să găsești moartea. Așa. Deci pe aici și n-am văzut-o. Și am găsit o singură botcuță pe care am și luat-o, dar aceea se poate să fie din generația trecută, știi că ai văzut că era încheiată. Da, da. Primul mă interesează dacă acum mai dau drumul la boci. O să studiem asta. Că dacă se întâmplă aici la una, nu se întâmplă la toate celelalte. Deci să văd așa în ce proporții se face chestia asta, menținerea sau nu, a ritmului de ovat. Da, e... Foarte interesant. Aici ar trebui o ramă cu hrană, că
are stațiuni de, pentru creșterea cuietului, vezi? Și nu știu unde este mătcuța, dar noi nu ne frământăm să o găsim pe ea concret, ci ne uităm dacă mai are pornite boci. Da, da. Nu mai are pornite boci. Este semn, și aceea poate fi din generația trecută, și asta e semn că s-ar părea că stagnează. Acum mai leg și de partea asta la altă, că nu are hrană și atunci zici, băi, cine trebuie bot și nu trebuie înmulțire când noi o hărâim așa greu. Deci e posibil să a crescut făgurelul ăla, dar vezi, nu cu foarte multă forță. Pentru că e consum de energie, da? Da. Și ea nu e încântată să risipească, câte vreme are foarte puțină miere. Foarte puțin. Iată că am găsit-o și pe matcă. Ea este aici. Da, am văzut. Da? Să o vadă și prietenii noștri. Deci matca este un pic mai uzată. Este cea care a dat drumul la schimbul liniștit. Uite, o vezi aici, sub degetul meu, da? Aia bătrâna mea este mult mai groasă, mai, zici că e un trântor. Așa. Deci e atât de dezvoltată. Iar cealaltă probabil că a fost din botcă de salvare. Pentru că este cu două inele mai scurte. Deci îi ajung aripile la... Am înțeles. Da, vezi, cine ți-a dat, nu a fost așa un om de calitate, să spun, băi, tânărul ăsta face niște eforturi el ca să adune un bănuț acolo și să o vină. Și trebuie să putem ajuta pentru început. Una este să dai unui apicultor care e vechi, care are experiență, și altul care e la început. Nu trebuie decât să-l ajuți, să-i dai ce ai ce mai bun ca să el să reușească. Așa, asta mi este tot timpul. Eu totdeauna, în momentul în care fac chestia asta, mă gândesc la cel care e cumpărător. Ce ar vrea el? Vă puneți în pielea lui. Da. Ce ar vrea el? Să ia ceva bun. Nu? Să ia ceva de calitate. Așa, da. Aici ar trebui să punem o ramă. Am zis că pun o ramă cu rezervă. O să dau din nou la loc. Sau să găsesc, dacă găsesc un hrănitor pe aici, ba, l-am și găsit. Îi pun hrănitorul și atunci am dezolvat. Asta e un lucru fix și atunci el se rezolvă, da? Aici e un făgurel construit deja. Deci intră că e un rez de făgurel acolo. Mai trebuie să nu bruscăm din nou. Da. Nu prindem albine. Așadar, Radu că ai înțeles. Da. Biostucul folosit acum la înmulțire. Deci ăștia care am făcut aici vreo 4, au mățile trase în spate. Tendința de schimb liniștit s-a manifestat, bocile am avut de la ea, le-am lăsat în față, ori fie și nu le mai căutăm acum, că pierdem timp. Da. Și crede-mă că eu am foarte puțin timp, sunt într-o bătălie cu timpul. Așa că, în momentul de față, o să ne schimbăm și să mergem în partea cealaltă ca să-ți dau, să-ți dau rame cu puiet, da? Da. Poți să oprești un pic.